Când a fost creată țara Moldovei, aici unde aflăm noi, între Prut și Nistru, s-au aflat hoardele tatare. Dar dacă ai o casă, ai o moșie, numai decât trebuie să ai și un hat. Că de nu vine vecinul cu plugul și are o brazdă din țară. Și de aceea, de-a lungul Nistrului, primii noștri de domnitori au construit un primul val de apărare, cetățile din lemn și pământ. Iată, sub cetatea Soroca, mândria noastră de astăzi, se află rămășițele primii cetăți de lemn și pământ. Viața acelei cetăți a fost de scurtă durată. Deci Alexandru cel Bun a fost, cred că, domnitorul care a avut nu numai capacitatea, dar și timpul ca să înceapă procesul de zidire a cetăților din piatră pe Nistru. Hotin, Soroca, cetatea altă. Cetatea a fost construită o perioadă îndelungată, chiar posibil zeci de ani de zile, ca apoi la 1499 să fie pomenită pentru prima dată în documente prin numele lui Pan Coste Posadnic, părcălab de Soroca. Cetatea noastră de Soroca, acest castel din secolul 15, dar poate din secolul 16, fiindcă avem și unii care susțin că cetatea este a lui Petru Rareș, avem cercetători care susțin că cetatea este anume a lui Ștefan cel Mare. Eu presupun că al lui Alexandru cel Bun începutul, iar Ștefan cel Mare, următorul domnitor care a fost capabil să zidească o țară, să construiască un val de apărare pe Nistru, a fost însă nepotul lui Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare. Cetatea fiind unică pentru noi, ea nu este unică pentru civilizația și cultura europeană. Castelul acesta de Soroca, care reprezintă un tur gigantic rotund cu alte cinci plasate jur împrejur, se aseamănă foarte mult cu așa castele, cum este Castelul del Monte din Italia, Castelul Restormel din Marea Britanie, din Cornwall, Castelul Queenborough din Kent, Castelul Campbell din Sussex, mai este Castelul Rothesay, mai sunt castele pe Loara, cu care Soroca noastră se aseamănă foarte, foarte bine. Nu este o copie exactă, ci toate aceste castele au trei trăsături comune, ce le leagă într-un întreg. Rotungime, tăria zidurilor, sistem de apărare concentric, unii de la 2 la 6 tunuri, pocnesc într-un singur punct. Iar poarta era foarte bine apărată din flanguri. Castele din secolul 15 nu prea erau așa de mult dotate cu artilerie, pe când cetatea Soroca ea avea la 27 de tunuri. 27 de guri de tun privesc jur împrejur și apără tot teritoriul în jurul cetății, dar dacă era nevoie, de la 2 la 6 tunuri loveau într-un singur punct, sistemul concentric de apărare. Un alt lucru tare interesant în arhitectura cetății este materialul de construcție. Avem cariera de la Kosovuț, avem gresie, avem acolo granitul, avem grabronoritul, roca vulcanică, dar meștrii de atunci, sub ascultarea meșterilor, desigur, din Europa, au luat și au adus piatră din râpile din jurul Sorocii, marna. Adică o piatră calcaroasă, 50% ea conține lut, 50% conține calcar. Cu această piatră a fost ridicată cetatea de Soroca. De ce? Răspunsul este foarte simplu. Pentru apărătorii castelor medievale, cetăților, primejdea cea mai mare nu erau ghiulelele, ci era schija de piatră care scotea din bătălie. Piatra aceasta de calcar, marna, era folosită fiindcă ea era un amortizator. Ea amortiza loviturile ghiulelelor și, un lucru foarte important, calcarul acesta nu crea așchi de piatră care putea să-i rânească pe apărător.
jurul cetății numai decât a fost un șans de apărare, fiindcă trebuia să-l ții pe nevălător la o anumită distanță ca să nimerească sâmbătaia arcașilor, tunurilor, muschetelor. A mai fost construit un nou val de apărare în perioada 1691-92, când cetatea nimerește sub ocupație poloneză. Sunt războaiele Ligii Sfinte împotriva Imperiului Otoman. Și iată atunci, polonezii, având și un bun inginer, Ange Archibald, au luat și au construit un nou val de apărare a orașului și a cetății. În timpul lucrărilor parțiale de restaurare a cetății Soroca, au venit specialiștii din România, de la Iași, de la Universitatea din Iași, și cu o mașină specială, cu un scanner foarte puternic, la 10 metri adâncime, și au scanat tot parcul acesta unde aflăm noi chiar acum. Și n-au găsit nicio anomalie. Adică din cetate, spun ei, nu merge niciun tunel.